Un tânăr din județul Gorj, student la medicină, a devenit pacient când se pregătea să trateze chiar el. Cătălin Sanda este în anul 5 la Facultatea de Medicină Veterinară din Timișoara, iar în urmă cu câteva săptămâni a fost diagnosticat cu tumoră de glandă pineală, hidrocefalie obstructivă remisă, edem cerebral remis. Pentru tânărul din Comuna Bustuchin, singura șansă la viață este în mâinile medicilor din Turcia. Pentru tratament și intervenția chirurgicală, prietenii și cu. Cunoscuții fac o campanie de strângere de fonduri și fac apel către toți cei care pot ajuta, indiferent cu ce sumă. Contul în care se pot face donații este deschis pe numele mamei tânărului student, Sanda Angelica Simona, la Banca Cooperatistă Jiul Târgu Jiu, RO37 CRCOX 2001000005